Amin, haideți să ne reașezăm și să continuăm învățătura despre familia imperfectă. După cum ne aducem speraminte în prima parte, am vorbit despre cele trei posibilități, cele trei tipuri de familie, și anume o familie care este disfuncțională, în care lucrurile nu mai funcționează, am vorbit despre familia care este funcțională, și care se bucură de tot ceea ce înseamnă familie, și am vorbit despre familia parțial-funcțională. Și ne-am dat seama că o familie funcțională este o familie puternică, care așează la temelia ei lucrurile pe care Dumnezeu, în proiectul divin despre familie, le-a pus astfel încât familia să fie acel mediu, acel spațiu în care... Cei care o compun să se bucure, să fie împliniți, să slujească acolo și să fie protejați. Acum am vorbit despre prima, primul aspect care fac din familia noastră o familie puternică, adică funcțională, și acesta este adevărata dragoste. Dragostea în fiecare etapă a vieții. Pentru că foarte mulți cred că dragostea ține doar de prima etapă, de începutul căsătoriei, și ne-am dat seama că, de fapt, în fiecare etapă a vieții noastre, în experiența noastră de familie, există niște caracteristici specifice prin care dragostea se manifestă. Și am văzut că uh, este. Uh, unde suntem aici, dragostea idealistă, dragostea realistă, dragostea matură și dragostea contemplativă. O să trecem la al doilea aspect care uh, face din familie o familie puternică. Și, după ce familia își așează dragostea la temelia ei, uh, voi vorbi despre câteva lucruri foarte practice, aplicative, și anume, familia puternică își zidește altarul casei. Este familia care zidește și care ține aprins altarul casei. Când zic altarul casei, nu mă refer nici la sobă, nici la uh, șemineu, ci mă refer la acea viață spirituală vie, reală, constantă, zilnică, împreună cu familia. Altarul casei este nenegociabil, pentru că Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să se răsfrângă și în interiorul familiei, în relația unul cu altul. Ori, nu putem să călătorim singuri, din punct de vedere spiritual, în familie, cu atât mai mult cu cât unul dintre scopurile principale pentru care Dumnezeu ți-a dat un soț și ți-a dat o soție, este că Dumnezeu îl folosește pe soțul și pe soția ta. Să cioplească în tine chipul lui Hristos. Nu doar predica de la biserică, nu doar păstorul, nu doar slujitorii. De fapt, e în mi mult mai mică măsură, șlefuiesc chipul lui Hristos în noi decât o face cel de lângă noi de acasă. Dumnezeu pe soțul și pe soția ta îl folosește ca să cioplească la tine, ca să șlefuiască la tine și să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Zice că intră unul intră unul într-un atelier de asta de, 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 la un sculptor și vede așa un bloc mare de piatră. Să uită ăsta la el și îl întreabă pe sculptor, și zice, ce e ăsta? Un bloc mare de piatră. Și sculptorul zice, păi ăsta e un cal. Și ăsta îl întreabă, dar cum e un cal? Cum face să fie cal? Și sculptorul zice, păi, iau din el tot ce nu-i cal. Iau din el tot ce nu-i cal. Și rămâne cal. Așa se întâmplă și în familie. Dumnezeu folosește soțul și soția să ia din noi tot ce nu-i Hristos. Și să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. De aceea, în interiorul familiei noastre, este un atelier spiritual de care suntem puțini Puțin real. Noi credem că lucrurile în familia noastră au, au se consumă acolo, în bucătărie, în lucrurile mărunte, în lumea asta fizică. Și noi uităm, cum spune Apostolul Pavel, că noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări. Unde? În locurile cerești, în Hristos Iisus. De aceea nu uitați, dragii mei, primul domeniu în care familia noastră există este domeniul spiritual. Chiar dacă suntem atât de marcați și absorbiți de ceea ce se întâmplă în lumea materială, primul domeniu în care familia noastră există este în domeniul spiritual. Și când punem în această ordine, ne vom da seama că lucrurile se schimbă. Și aici ne lăsăm transformați în interiorul familiei. Deci, familia puternică are altar. Mi-am pus o dată la o conferință de familie întrebarea, zice: "Frate, în zilele în care avem program de biserică, trebuie să avem altar și acasă?" Ce întrebare e asta? Ce întrebare e asta? O biserică nu o suplinește pe cealaltă. Am zis că acasă e biserica, iar asta e familia extinsă. Este biserica bisericilor care vin de acasă. Asta e biserica de aici. Dragii mei, altarul casei ne păstrează un ritm comun pentru toată casa noastră. Ne întrebăm uneori de ce nu mai avem nimic în comun, așa. Simțim că fiecare cu viața lui spirit. Unul sus, domnule, unul pe munte, da? Unul cu Ilie, pică foc din cer, da? Altul săracul, încă să învârte 40 de ani în pustie. De unde se lăbărțează așa familia? Din toate punctele de vedere. Unul are o viteză spirituală de zici că acum, acum răpește. Și altul săracă de-abia poate să rupă trei cuvinte în rugăciune. În aceeași casă! De unde vine diferența asta? Unul cântă, domnule, și când spală vasele, nu? N-am zis una. Știți că a venit unul la prietenul lui și a zis, bă, l spăl găsit spălând vasele. Și a zis, bă, ce ai ajuns, mă, ce să speli vasă, mă. Și ăsta îi răspunde, bă, cum să nu spăl vase, că și am ajută la aspirat, mă. Da, ce, am să vă spun? Atunci, atenție acum, un pic. atunci când avem altar comun, strângem distanța dintre membrii familiei. Acolo ne adunăm toți. Ăla spațiu comun. Și atenție, este și spiritual este și spiritual. O, oh, la mici ne adună repede. Da? Dar nu. Eu cred din toată inima și insist. Familiile noastre, familiile noastre se vor vindeca și vor fi protejate și vor propăși atâta timp cât au altar acasă. Nu o luați ca pe informație. Vă rog frumos, nu o luați ca pe informație. Dacă vreți să o luați pe informație, lăsați-o. Nici nu nici nu auziți că am zis-o. Nici nu auziți. Dacă asta nu putem decide și dacă măcar pentru asta n-am venit până în Paris, atunci nu știu pentru ce. Oameni buni, dacă nu reaprindem altarul în casă, multe se vor stinge în familia noastră. Nu doar viața spirituală se va stinge. Vor apărea probleme mari despre care voi vorbi imediat. Și ne întrebăm, de ce nu mai este încredere unul în altul? De ce este gelozie bolnavă? De ce nu mai călătorim împreună? De ce nu mai simțim împreună? De ce nu mai slujim împreună? De ce? E stins altarul. E stins altarul. Nu căutați explicații în altă parte. Oh, el îi devină, ea îi devină. Nu mai simte, nu mai iubește, nu mai are interes. Nu, no, nu, no, nu, no, unde e altarul? Acolo ne adunăm. La altar ne punem din nou lângă o altă. Acolo regăsim ritmul. Am vorbit săptămâna asta despre acest aspect care pe mine m-a marcat. Am descoperit o, o, o dimensiune diferită la experiența pe care Iacov a avut atunci când a trebuit să fugă de socrul lui. Da. Și fugind de la Laban, se afla în cel mai inconfortabil loc. În spate, Laban, în față, Esau. Înțelegeți? Și la Laban nu se mai putea întoarce, spre Esau nu putea să meargă. Esau venea să-l omoare. Esau nu era altcineva decât trecutul lui. Ce a făcut Iacov din Esau, așa era Esau acum cum și-a bătut joc Iacov de Esau, acum Esau venea să se răzbune pe Iacov. Confruntarea cu trecutul, ăsta e sau? Și Esau vine să te omoare. Esau vine să te pedepsească, pe dacă ți a bătut joc toată viața de el. Înainte este naști. Și vedem un Iacov care toată viața lui n-a trăit pentru nimeni altcineva decât pentru sine. Nimeni n-a fost important în viața lui. Toată lumea a trebuit să danseze în jurul lui, da? Toată lumea se facă mofturile lui, voia lui cea mai, cea mai importantă, dorințele lui cele mai mari. Să aibă, să aibă, să aibă! De la lucru până la persoane. Și dintr-o dată își dă seama că este într-o situație imposibilă. O situație în care nu mai are scăpare. Și atunci, harul lui Dumnezeu este că înainte să se întâlnească cu Esau, îl cheamă Dumnezeu dincolo de pârâul cherit. Are acolo o confruntare când Domnul ne cioplește ființa, nu să ne omoare, nu să ne norocească, noro 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 ci să ne schimbe identitatea. Și din și când se întoarce, da, târându-și, mi-am imaginat, mi imaginat scena aceasta în care la revărsatul zorilor zice Iacov trece pârâul cherit înapoi la familie și își piciorul, că dat una bună, a Și îl întreabă o nevastă, nu? probabil că Rahela, bă, Iacov, mă, ce ai pățit, mă? Și Iacov așa, plin de bucurie, zice, Rahela, am fost binecuvântat de Domnul. Pentru că binecuvântarea nu arată întotdeauna cum credem noi. Uneori binecuvântarea înseamnă și să stăm cu piciorul în gips câteva zile. Că ne pune Domnul în, a atot știința Lui, cât e un picior în gips, că dacă nu ne-ar fi în și am umblat pe străzi, cine știe ce ne-ar veni în cap. Și atât de mult ne iubește Domnul, încât zice, mă, nu pot să las pe stradă astăzi. Și vine Iacov, ciopli de Domnul, dar toată viața lui se schimbă. În momentul în care Iacov se întâlnește cu Esau, nu-i mai Iacov, ci este Israel. Ei alt om, unul nou nouț, asta e naștere din nou. Om nou, nu îmbunătățit pe aici pe acolo. Om nou. De aia noi ne uităm cu speranță la viitor și nu ne teamă de judecata viitoare. Că nu fosta persoană va merge la judecată, ci actuala persoană uită de Duhul lui Dumnezeu. Asta e frumusețea întâlnirii cu Hristos. Și pentru că el nu-și dă seama cum vine sau, începe și se gândește așa. Își adună oamenii pe lângă el. Își adună oamenii pe lângă el și acum el zice: Eu trebuie să cre să în, trebuie să micesc spațiul dintre noi ca să putem să supraviețuim. Oameni, nu înțelegeți ce e altarul ăsta? Să, să micșorăm spațiile dintre noi, că numai așa supraviețuim. E o lume în care nu mai putem supraviețui dacă suntem prea alăbărți. Altarul ne aduce împreună și da? scurtează distanța dintre noi. Și aici este această imagine extraordinară. Iacov care n-a trăit decât pentru sine toată viața. Nimeni n-a contat, nu insensibil, nu i-a de sentimentele nimănui, nu i-a de cât suferă ceilalți, el să fie cum vrea. Și dintr-o dată își dă seama că sau vine să o moare. Și acum în mintea lui este așa, care este ordinea în care eu sunt gata să pierd lucruri. Care este ordinea în care sunt gata să pierd lucruri? Și uitați ce face. Dacă citim în Geneza, în capitolul 33, și 32 și 33, zice așa, s-a uitat la cine era și a zis Iacov, a zis Iacov așa, puneți înainte toate turmele mele, măgari, cămile și tot ce e Adică business, tot ce e business, tot ce e avuție, tot ce e material, puneți înainte. Dar de ce, Iacov, că tu pentru asta ai trăit toată viața? Tu ai călcat în picioare oameni pentru asta. Uitați ce s-a schimbat. Oameni buni, uitați-vă bine la mine. Știți ce s-a schimbat în viața lui Iacov când s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu? Că lucrurile sunt mai puțin importante decât oamenii. Și apoi, după ce a pus lucrurile înainte, ce a zis el? Bă, vine sau, Lea l-a tăiat. Nu o taie pe cămile și pe măgar și pe cei pe acolo oi. Bă, poate obosește omul, să satură, să se schimbă ceva, nu știu. În spate, zice, a pus roabele lui cu copiilor. Mai în spate a pus-o pe Lea cu copiii ei. Și în spate de tot a pus-o pe Rahela cu Prințesorul. Ce credeți că de când au început să-l iubească pe, Iac, pe Iosif, așa mult? De acolo! A, noi murim înaintea ta, nu? Înțelegeți? Și acum erau lucrurile, oamenii mai puțin importanți și oamenii importanți și cei mai importanți. Adică, în ordinea în care. -ar fi, ar fi vrut să-i piardă. Sau n-ar fi vrut să-i piardă. Și se uită. Acum, când ne uităm cum și-a ordonat Iacov toată tabăra, ne dăm seama de următorul lucru. Că și-a făcut ordine în viață. Că, în sfârșit, și-a ordonat viața după niște priorități. Și îl vedem pe Iacov, pentru care n-a însemnat nimic omul că dintr-o dată cel mai important în viața lui au devenit oamenii din casa lui. Dar cea mai frumoasă imagine din toată aceasta, mi-o imaginez așa când s-a uitat lateral și a văzut lucrurile și apoi persoane și s-a întrebat el și eu, unde mă pun? Eu unde mă pun? Am zice, mă, după cum a fost viața ta, în spate de tot, nu? Și zice așa, este extraordinar, măi oameni buni, m-am cutremurat. Și zice, și el însuși a trecut înaintea lor. Nu înaintea turmelor. Nu înaintea turmelor. Înaintea lor, a oamenilor. Știți ce a zis Iacov? Să pierd tot. Dar oameni nu! Înțelegeți? Să nu mai fac un euro! Dar nu îmi pierd oamenii. Și s-a pus el în fața familiei. Și a zis, dacă trebuie să moară cineva, voi muri eu și apoi ceilalți, dar pe toți ăștia eu îi țin lângă mine. Ăsta e altarul casei. Ăsta e altarul casei. Când mă asum eu ca tată viața spirituală. Știți ce mi a reproșat multe soții în situații de criză în familie? Ascultați-mă, vorbesc din, din experiența asta. Cele mai multe soții care au ajuns să aibă probleme în familie, știți ce mi a reproșat? Nu i preot în casă. Nu i preot în casă. Îi mecanic bun, îi profesor bun, informatician bun, îi ciofi bun. Dar nu i preot. Ce ține familia împreună este preoția. Dacă vă spun un cuvânt, vă rog să fiți cu mine puțin. Dacă vă spun un cuvânt Iov. La ce vă gândiți? Știți care e ordinea în care mă gândesc eu? Suferință. așa e? Suferință. Al doilea lucru la care mă gândesc? Bogăție. Al treilea lucru la care mă gândesc? E că avea 10 copii. Și al patrulea lucru la care mă gândesc? E că era neprihănit. Asta e ordinea la care ne gândim noi. Imaginați-vă că n-ați citit niciodată Scriptura. Și ați auzit despre Iov în ordinea asta. Știți cum ne-l prezintă Scriptura? În țara Uți era un om? A, exact pe dos. Era un om neprihănit și avea 10 copii și avea și business și apoi venit și suferința. Că Domnul ne-a promis, nu? Că în lume veți avea necazuri. Și Domnul să ține de promisiune. Nu, acum, dragii mei, am stat să mă gândesc așa și imediat continuă relația de familie și zice din când în când copilul Iov dădeau câte un ospăț, le chemau și pe surorile lor acolo. Și după ce dădeau ăștia ospețele, Iov se gândea, bă, dacă l supărat ăștia pe Domnul. Și se trezea dis de dimineață, Așa că vă rog să nu mai puneți întrebarea asta, unde scrie în Biblie că bărbatul e preotul casei. Aici e răspunsul. Se trezea dis de dimineață, Iov, și aducea jertfă, una pentru toți copiii. Nu mă corectează nimeni? Pentru fiecare copil în parte. Și după aia continuă și zice. Și stătea de vorbă cu ei. Nu făcea ședință cu părinții, ședință cu copiii. Iov stătea de vorbă cu ei. Își făcea timp. Știi ce făcea Iov? Altar. Altar în casă. Dragii mei, multe dintre problemele cu care vă confruntați aproape că se vor rezolva de la sine când va fi rezolvată problema spirituală în interiorul casei. Pentru că toate problemele și conflictele majore, toate, nu câteva, toate, au la substrat probleme spirituale. Vă dau un exemplu. Două familii asemănătoare trec printr-o situație asemănătoare. Unii se despart, unii sunt întăriți de acolo. ce diferit? ce diferit? Două familii așa, emigranți în Paris, din România. Se lovesc de aceeași problemă. Unii se despart, unii ies întăriți. Ce face diferența? Pocăința. Auziți? Pocăința face diferența. Pentru că la substratul marilor probleme din casele noastre este o chestiune spirituală. Restul sunt pretexte pe care le găsim noi. Numai pretexte și scuze. Dacă vom rezolva problema asta altarului, se vor rezolva multe. De aceea vă rog, în numele Domnului, haideți să reaprindem altarul zilnic în casă. Nu o să vă spun eu cât trebuie să stați. Nu o să vă spun eu să faceți stăruință în fiecare seară. Nu știu. Vor fi serii în care vor fi o jumătate de oră, un ceas, 15 minute, 5 minute. Nu știu. Nici nu-mi pasă asta. Voi știți! Să nu se stingă. Să ardă. Că acolo micșorăm distanța dintre noi. Acolo ne strângem. Acolo suntem protejați. Acolo creștem. Ne legăm de Domnul și unul de altul. Când avem altar în casă. Acolo vom practica discipline spirituale împreună. Ne disciplinăm împreună. Că nu e așa că de unul singur e mai greu să fii disciplinat? Hai să fim sinceri. Dacă mai este cineva cu tine, te poți duce. Ești încurajat, te ridici. Când zici, bă, nu pot astăzi, ba poți. Ba poți. Este cineva. Acolo dăm socoteală. Primul loc în care trebuie să dăm socoteală, de viața noastră spirituală trebuie să fie în casă. Asta înseamnă să avem altar. Deci, o familie puternică, adică funcțională, este o familie care și-a pus la temelie dragostea, adevărata dragoste care este Hristos, este o familie care a aprins altarul și arde altarul în casă. Vă imaginați deja cum arată familia asta? Îmbibată în dragoste și cu un altar care arde. Măi, oameni buni! Vă imaginați cum e familia asta? Păi, asta e familia funcțională. Și hai să vă spun, despre noi e vorba. Asta putem să avem. Asta trebuie să avem. Mergem mai departe. Familia puternică este familia care nu este ignorantă și care înțelege că viața de familie este diversă. Și atunci, când vrea să zidească o familie puternică să-și didească familia puternică, înțelege că s-a căsătorit cu cineva diferit decât mine. Am întâlnit căpoși, băi frate, căpoși care, cum să zic, tulburați, stresați că celălalt nu gândește ca el. De ce nu gândește nevasta ca el? De ce nu gândește bărbatul ca ea? Dragii mei, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu ne-a creat să fim la fel, ne-a creat să fim diferiți, pentru că Dumnezeu vrea complementaritate în familie, nu uniformitate. Și am să vă spun de ce. Oricare dintre bărbați, uitați-vă bine la mine, aveți vulnerabilități, aveți puncte slabe și tari. Aveți nevoie de ajutor. De aia Dumnezeu spune în, în Geneza 2.18, i-a făcut un ajutor și nu numai un ajutor potrivit. Păi dacă nu avea nevoie de ajutor și nu era căderea încă, înainte de cădere, Adam a avut nevoie de ajutor. Da, păi după cădere. Da, păi după cădere. Deci, ave, familia imperfectă, formată din membri imperfecți, despre asta e vorba. Înseamnă că noi nu trebuie să concurăm în familie, ci să ne Completăm în familie. Păi cum ne completăm dacă suntem la fel? Cum să-l completez pe celălalt când celălalt are aceeași problemă ca și mine? Tocmai de aceea Dumnezeu, când ne așează în familie, ne așează că acolo unde sunt eu slab, este celălalt. Și uite, uite cum ne completăm. Frumusețea stă în faptul că suntem diferiți. Un om înțelept. Se bucură că celălalt este altfel. Se bucură și... Hai să vă mai spun încă ceva. Și, nici, și dacă nu te bucuri, tot e altfel. Tot e altfel. Te chinui sau profiți de faptul ăsta? Un orgolios și un mândru vrea celălalt să gândească ca el. Și nu știe că, de fapt, prin creație... Soția gândește diferit, visează diferit, așteaptă diferit, se bucură diferit și de alte lucruri, funcționează diferit, se supără diferit, comunică diferit. Toate astea sunt diferite prin creație. Nu mai bun sau mai rău. Nu am zis că mai bun bărbații sau femeile. Au pus cineva o întrebare. Ce scuze, uite, îmi pierd vocea mă, nu știu ce. Nu pot să beau apă cât nu, nu mă mai ajută apa acum. M a pus în o întrebare, cine e mai bun, bărbații sau femeile? Răspunsul e da. da. Bărbații mai bun să fie bărbați, femei mai buni să fie femei. Nu? Dar, dragii mei, ca să putem înțelege, de, și ce spun prin aceasta? O familie puternică nu face din diferențe motiv de ceartă, ci din contră, Pune în valoare diferențele pentru o familie mai puternică. Pentru asta trebuie să știm care este diferențele, care sunt nevoile, de exemplu, nevoile fundamentale. Și o să ne referim la patru nevoi fundamentale ale soției, patru nevoi fundamentale ale soțului. Dragi soți, vă rog să vă uitați foarte atenți acum pe, pe ecran. Prima nevoie fundamentală a soției dumneavoastră este de afecțiune, de dragoste. Prima nevoie fundamentală este de dragoste. O femeie care nu se simte iubită este o femeie care suferă în casă. Și repet, problema noastră nu e neapărat că nu le iubim, dar nu lăsăm să se vadă. Știți cum o zis bărbatul? Ce mă, noi zicem odată lucrurile și așa îs. Că a venit să fă soția la el și a zis, de ce nu mai îmi spui din când în când că mă iubești? Și ți-am spus că ne-am logodit, dacă se schimbă ceva te anunț. Nu? noi nu se schimbă lucrurile. Soțiile noastre au nevoie de dragoste și să o vadă. Nu pierdem nimic din bărbăția noastră. Să lăsăm din contră. Numai un bărbat slab nu în stare să arate. A doua nevoie fundamentală este de comunicare. O femeie trăiește să comunice nu comunică ca să trăiască. E un scop de a exista. Pentru că pentru femei comunicarea înseamnă relație. Relația se zidește prin comunicare. Femeia curge prin comunicare. Se golește prin comunicare. Ea nu și informează bărbatul prin comunicare. Ea se dă pe sine prin comunicare. Ea își dă și suferința și bucuria. Noi suntem de -astea. Da? s a terminat laptele. Noi informăm prin comunicare bărbatul. Da? Pe când soția își deschide inima. Haideți să vă dau un exemplu. Știți de ce ne chinuim noi uneori în rugăciune? Pentru că n-am învățat comunicarea asta. Atâta ne scremem uneori să, să formulăm, nu știu cum rugăciunile, în să îl dăm pe spate pe Dumnezeu cu elocința noastră și cu formulele noastre super sofisticate, ne schimbăm voce, așa vorbim, ca la prefectură, ca și cum Dumnezeu zice, mă, ce, uite mă ce dicțiare are ăsta, hai să-l ascult mai atent ce zice. Măi oameni buni, știe Dumnezeu totul, știe totul, de ce vă mai rugați? Vă rog să-mi răspundeți de ce vă rugați din moment ce Dumnezeu știe totul. Pentru că a vorbi cu Dumnezeu ține de relație, nu de informație. Informația o are complet, absolut, total. Mă și distresc mi drag așa când au pe câte un frate cum să roagă, îl informează pe Domnul. Și zice, Doamne, mă rog acum pentru sora Florica, zice, e la spitalul 2, e la etajul 3, o găsești la, la salonul 7, patul de la geam. Nu, nu bine că știu unde, nu? Vedeți, noi nu-L informăm pe Dumnezeu. Dar mie mi-e drag, că știu că din bunătate să roagă omul așa. Dar Dumnezeu, ascultați-mă, ne aude prin comunicarea în rugăciune. Noi vorbim cu alesul inimii noastre. Noi legăm relații cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne audă gura, nu informația. E vorba de relație. Se leagă ceva. Și când noi știm că se leagă ceva între noi și cu Dumnezeu, nu mai suntem așa stres. A curge rugăciunea atunci. Nu, no, ai hai, cât? Au să gata? Păi, dragii mei, nu vă duceți aminte când v-ați îndrăgostit prima dată? Că îndrăgostiți ați rămas, mă gândesc. Dar nu vă aduceți aminte cum să înroșea telefonul? Dom'le, nu avem problemă că vor, ne, bucuram că putem sta patru ceasuri la telefon. Și nu ne întrebam atunci oare ce să mai zic. Dar relația noastră cu Domnul, de ce? De ce două minute e mult? Știți de ce? Pentru că nu știm ce înseamnă comunicarea cu Domnul. Că dacă avem relația cu El, de la inimă la inimă, Păi ai bucurie să stai, să vorbești liber cu Dumnezeu, să comunici cu Dumnezeu, să-L mai asculți, să taci câteodată din gură în rugăciune. Tot dăm din gură și urlăm la El. Mai trebuie să tăcem câteodată și să auzim ce pune în Duhul nostru, în inima noastră, ce aduce Duhul lui Dumnezeu în noi, că e dialog. Și atunci nu ne mai, nu ne ajunge timpul să ne rugăm. Nu tragem ca de o gumă de rugăciuni. Așa e pentru femei comunicarea. De aceea este nevoie fundamentală. Când un bărbat nu mai comunică cu soția, o pedepsește. Se simte pedepsit o femeie. Bine, nici când nu mai comunică neva, asta nu-i bine, dar asta e altceva. A treia nevoie fundamentală, este de conducere. Adică, citiți corect ce am scris, nu să conducă, să fie condusă. Și vezi, zice, bă, stai un pic aici, cam dat cu stângul în dreptul. Na, 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 ascultați-mă bine. În cea mai adâncă feminitate a unei ființe, a unei femei, există prin creație instinctul acesta, nevoia aceasta, de a avea lângă ea un bărbat care știe ce vrea să facă cu viața asta. Și cu familia asta. Că, dacă bărbatul nu-și asumă rolul și nu-și duce familia nic nicăieri, e normal să o ducă cineva. Dar vă spun eu, nu e împlinită femeia care trebuie să-și conducă ea acasă. O femeie cu adevărat împlinită este femeia care are un bărbat adevărat. Bărbatul adevărat nu e la care are pumnul greu și sparge masa. Bărbatul adevărat este ăla care știe unde își duce casa și toți vin de bună voie după el. Nu pentru că are bici și curea, ci pentru că știe unde merge. Are o finețe aparte, are o autoritate aparte venită de la Dumnezeu. Bărbăția aceea de a duce casa cu el. Și a patra nevoie fundamentală a soției este de siguranță și de stabilitate. De siguranță și de stabilitate. Soțul trebuie să creeze stabilitate în casă. Dacă vrei să-ți dai peste cap soția, spune peste două zile ne mutăm. Dar, haideți să ne uităm la nevoile fundamentale ale soțului. O familie puternică se zidește când înțelegem aceste diferențe și ne asumăm că după căsătorie eu nu sunt chemat să mă tot întreb îmi împlinește celălalt nevoile mele. Și noi suntem chemați să ne întrebăm împlinesc eu nevoile celuilalt? Asta e întrebarea. Prima nevoie fundamentală a soțului este de respect. Un soț nerespectat e o plantă umblătoare ambulantă. O frunză de pătrunjel pe drum. Vai de soțiile care își vorbesc soții cu altele. Să vă ferească Domnul să dați din casă cei sfânt. Să vă ferească Domnul să vă comparați soții cu alții. Că ascultați-mă, mai bun n-aveți. Ăla pe care-l aveți E cel mai bun. E unic. Altul care nu este. Altul care nu este. Respectați-i. Doi. Soțul are nevoie de apreciere. Are nevoie de apreciere pentru că bărbații nu sunt înzestrați cu atâta responsabilitate ca femeile. Femeile sunt mult mai responsabile ca soții. De ce? în instinctul lor, să trezesc, spală, fac curat, împachetează la copii, gata mâncarea, calcă, termină, fug la biserică, vin. Și fac lucrurile astea, atenție, și că dacă zicem noi mulțumesc, și dacă nu zicem. Continuă să o facă. Dar, doamnelor, ea nu o apreciați odată cum o bătut un cui în perete bărbatul. Vedeți dacă mai intră al doilea. De ce? Avem nevoie de aprecierea voastră. Noi facem lucrurile ca să fim văzuți. Voi faceți lucrurile pentru că sunteți. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate. Și mă refer la intimitate fizică. O să mă refer imediat, de aceea nu stau prea mult. Bine, foarte discret și foarte pe scurt o să mă refer la acest aspect. Nu vă acuzați, nu vă înjosiți soțul când vedeți că nevoia asta e mai mare la el decât la dumneavoastră. Nu îl faceți în toate felurile. Prin creație este așa. Așa a creat Dumnezeu relația să funcționeze. Și a patra nevoie fundamentală a soțului este de liniște. Soțul, bărbatul, are nevoie de liniște. Așa că, în clipele când îl vedeți retras, vă rog, nu-l faceți nici inactiv, nici leneș, nici cum să zice, la noi în Bistrița, am permit Acum, măcar că am înțeles că se dă online și, vă rog, la conferința de familie uneori mai folosești expresii pentru că ești mai degajat. Da? Nu vă faceți soții altfel când îl vedeți că se oprește, stă, se așează cu o ceașcă de ce fi, uh, cafea sau ceai și intră în lumea lui. Am mai zis la Ipswich lucrul ăsta, când trece nevasta pe lângă tine și te întreabă la ce te gândești? Ha. Și zic, la, la nimic. La nimic. Nu se poate. Doamnelor, vă dau un răspuns oficial acum. Atenție! Bărbatul are capacitatea unică de a nu gândi. Noi stăm. Noi nu mai stăm. Vorba aia. Ce faci, bade? Stai și cujeți? Nu, nu mă stau. Da? E o capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De ce? Este acel moment în care noi ne încărcăm. Atunci ne băgăm în priză și ne încărcăm. De-aia bărbatul când zice mă duc la pescuit, n-are nimic în comun cu peștele. Peștele e la Lidl. Da? La pescuit e altceva, e liniște. Avem nevoie să stăm noi cu noi. Nu-l acuzați că-i dus, că-i leneș, că bine, că pierzi vremea. Nu pierde vremea. Dacă nu are momente lui de liniște, nu-i bun de nimic. După aia, Fiți atenți. De ce v-am spus lucrurile astea? Ca să nu ni le reproșăm, să fim atenți la ele și să ni le oferim. Bucură-te când stă 10 minute! Bucură-te că îl vezi, că se liniștește! Mai trimite la o plimbare cu bicicletă. Pe mine, pe Mihaela când mă vedea așa mai. Nu? No. Știți cum să zic? Ca la biserică, știi? Când vine de la biserică, știți cum e păstorul de la biserică? Apropo, un prieten îmi zice o glumă simpatică, zice, o venit, ne... povestea ce o venit nepotul meu după biserică în birou, plângând, bunule, ăsta era păstor, da? Ce bunule, m-a bătut copii la școala duminicală. Și ăsta zice, nu, no, așa e la biserică. <laughs> așa e la biserică. Și când mă vedea Mihela că veni și eu, așa, de la biserică, adică, nu, păstor. Zicea, cred că e o zi bună pentru vânătoare. <laughs> e o zi bună pentru vânătoare. Bun. Deci acestea sunt, înțelegând aceste diferențe, ne vor, ne vor ajuta să-l privim pe celălalt cu alți ochi. Nu ne mai speriem, de fapt, ni ele mă ce poftă, îmi face cum bea ce bine bea, uite-te la el. Hai, Doamne. Acum ați bine. da. Nu-l vom judeca pe celălalt, ci vom ști ce să facem mai bine pentru celălalt. Pentru că suntem diferiți. Ne-a creat Dumnezeu. Câteodată comunicăm diferit. Vreau să știu dacă eu singurul dus de aici. Nu vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți unul cu altul așa în casă? și să zici la un moment dat, dar cum ai ajuns la concluzia asta că nici măcar nu m-am gândit? Eu nici n-am zis așa ceva. De unde ai auzit tu asta că eu n-am zis? Și parcă celălalt aude altceva decât zic eu. Nu o să fac acum teoria comunicării, măcar că e simplă. Ce înseamnă comunicarea asta? Comunicarea asta înseamnă că eu am un gând și vreau gândul meu să ajungă gândul tău. Cum fac asta? Că nu putem face, nu este Wi-Fi de gânduri. Și atunci ce fac? Eu pun gândul meu în cuvinte, adică codez, este un cod. Pun în cuvinte, cuvintele ajung la urechea celuilalt, celălalt folosește decodorul și transformă cuvântul în gând. Numai că, atenție, s-ar putea la un moment dat să avem coduri diferite. Și trebuie să ne învățăm limba. De aceea, în primea nișori, e bine să învățați bine limba. Sunteți români amândoi? Hmm? Nu gândește că eu sunt gur și m-am însurat cu româncă. o româncă și o trebuie să învățăm bine limba unul altuia. Bine, acum socrul meu zice, bă, Ion, dacă ar muri tăți unguri, ai muri nevinovat. <laughs> Pentru că, na, mama e româncă și limba e maternă. Da, dar nu despre limba asta. Trebuie să, nu limba asta trebuie să învățăm. Ci noi trebuie să învățăm cum să facem ăla la să audă ce spunem noi. Și ca să înțelegem asta, noi trebuie să vedem niște diferențe majore că altfel ne scoate din sărite. Și ne certăm pentru că numai nu pricepe. Nu vi s-a întâmplat să ceva, de câte ori să zic parcă nu pricepi. Zici bine, e corect. Ea nu, nu, pricepe. Chiar nu pricepe. De ce? Folosim coduri diferite. De unde vin diferențele astea? De ce tu spui una și celălalt aude altceva? Păi, dragii mei, există niște diferențe majore. De exemplu, în comunicare, da? Atunci când comunică o femeie, ea nu se gândește la ce spune. Ea e concentrată pe pentru că femeia gândește cu vocetare. tare, adică ce îngușă și în căpușă, da? Ea spune, ea, ea se comunică pe sine. ea da? Se deschide. E o carte, de aceea femeia e vulnerabilă când vorbește. Ea se deconspiră când, când vorbește. Noi putem să stăm acolo în carapacea noastră, habar n-aveți ce gândim. Dar voi auziți, voi nu auziți ce gândim neapărat. Voi auziți ce spunem noi. Dar voi nu puteți spune altceva decât sunteți. Femeile gândesc cu voce tare. Ele se comunică pe sine, ființa. Pe da? când bărbatul gândesc tăcut. Noi putem să gândim fără să exprimăm. De aceea noi putem să stăm în liniște. Noi gândim tăcut. Putem să... De aceea, atenție, bărbații mor de inimă mai mult decât femeile. Știți de ce? Noi nu ne exteriorizăm gândurile. Noi tă băgăm presiune pe inimă acolo. Știți cum se zice? Femeile sunt bolnave toată viața și nu mor. Bărbatul odată se îmbolnăvește. S-a dus. Pentru că el tot pune, tot depozitează acolo, în inimă. Femeile își comunică sentimentele, pe când bărbații își comunică ideile, da? relație sau informații, am zis. Nu ne înțelegem uneori, pentru că femeile sunt, când comunică, sunt ca niște scritori. Îți fac o poveste din orice. Doamne, și acum mă am aduc aminte de mama, a plecat. Dar eu făceam naveta din Canada atunci la școală în București. Îmi luam măcar o zi să stau cu mama, treceam prin Beclean. Și acum parcă mă aduc aminte când intram în cameră, când vedea că am intrat la ea, derasă lasă și lua poziția pe fotoliu, că știa că urmează. În sfârșit are cu cine vorbi, nu? Eu liniștit îmi făceam, dite mai cafe, eu cu așa, că știam că mult de auzit, Puneam confortabil lângă ea și atâta numai o trebuia să întreb. ce mai nou prin Beclean? <laughs> și începea. Măi, Ionci, tu îl cunoști pe ăsta... Nu, nu, stai să iau, zice mai dinainte. Ții minte că atunci când... Și începea o poveste de asta... Ion care s-a însurat cu nu știu care și care a avut, ținut minte, tot felul de amănunte și se umpleau pagine, o poveste de două ceasuri, așa, de, despre Ion care și-a rupt piciorul, știi? pot să spun o, toată povestea orașului pentru o chestie care pe mine atât am interesat. Da? Ion și-a rupt piciorul. Trei secunde. Da? Deci, cum să vă spun? Acum, eu eram pregătit pentru asta. Dar când suntem în familie, da, în ritmul normal al casei noastre, eu știi ce spun miele? Mia, spunem -mi concluzia că nu am timp, n-am chef sau toate astea. Și atunci mia la zice, atent, bine că pentru alții ai timp. Da? Că păstorul poate să asculte pe toți. Dar pentru soția lui e obositor să audă detaliile. Nu? Și mintea -mi să aprindesc scânteia. Și vedeți cum pot să apară din nimic, din diferențe de percepție și de comunicare. Lucruri care pot să strice o zi. Două! Și după aia pleci la conferințe familie în Paris. Și îți problema după ce treci prin Italia și treci prin București și ajungi peste două săptămâni acasă. N-am o problemă să nu cum am să credeți, chiar n-am o problemă. Sună pe FaceTime acum, să vezi că nu -i... n am venit certat. Am trecut de vremea să ne certăm. Am trecut de mult de vremea să ne certăm. Am trecut de aia idealistă. Suntem la aproape de contemplativ acum. <laughs> Dar bărbatul este ca un repede, Deci, femeia ca un scritor, bărbatul ca un reporter. Da? El vine și spune, uh, dacă îmi întreabă ea, uh, ce mai nou în Beclean? Asta vine și zice, Ion și-a rupt piciorul. Și ea zice, îți bagi joc de mine? Adică cum, nu poți să comunici cu mine? De mine n-ai timp? Eu am vrut să vorbesc. Noi chiar nu putem comunica în familie? Mă expedezi așa repede? Atâta contest pentru tine? la serviciu, bine că poți să stai cu orele. De vorbă cu toți. Nu? Pentru că noi suntem foarte exacti, punctuali. Dragii mei, nici unul, nici altul nu o facem din răutate. Așa suntem. Nu din răutate. Păi imaginați-vă că am fi amândoi scriitori. <gângătă -s> nu. No. Ce volume să ar scrie în familie noastră suntem diferiți și nu-i bai. Femeile sunt extrovertite, curge din ele, nu? Se zice că dacă 20 de femei stau la o masă și vorbesc toate 20 deodată, când se termină convorbirea, fiecare știe tot ce zice alte 19. <laughs> nu? Pentru că curge din ele comunicarea. Pe când noi vorbim cu noi înșine asta e o altă capacitate, după aia cu liniștea. Nu vorbim singuri, atenție. O fost simpatică, odată o zis un păstor într-o predică, zice, atât -a mi-a plăcut. Zice, mă, încă nici nu m-aș speria să-i văd pe oameni că vorbesc singuri pe stradă, că deja-i văd pe mulți. Zice, dar mă speriu când își îl răspund. Deci, noi bărbații vorbim cu noi și v-am dat exemplu ăla cu, cu mașina, nu? În liniștea aia, minunată de condus și vine așa, ca din cerul trăznitul, ziceva. ceva. Noi ne speriem pentru că noi vorbim, de fapt. Aici e ciudăția. noi de când am plecat de acasă, noi tot vorbim cu noi. Bă, am plătit factura aia, nu? Până nu l-am trimis acolo, dincolo. A, -am. Bă, am uitat la ședința din comitet să zic că bă, după aia, da, 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 trebuie să mă duc la primărie. Noi tot, noi recalculăm, noi retrăim în noi înșine. Dacă ea are desfăcut, știe toată mașina să trezească copiii. N-am scos, fierul, scos fierul din priză, n-am scos fierul din priză, întorce! Da? Pentru că noi toți trebuie să... Noi, dacă am călcat, în mintea noastră vor jumătate oră. Bă, l-am scos? Nu l-am scos? Dacă nu l-am scos? Dar noi vorbim cu noi. Înțelegeți diferența? Da, o să trec peste asta. Nu, asta, e, asta e, e, e extraordinar. Aici am învățat o lecție și vreau să învăț pe ăștia mai tineri o lecție să nu aștepte să tragă ca tiute peste vreme și să învețe târziu această realitate. O rădenim, o înțeles. Uitați, noi bărbații nu putem să trăim dacă nu avem obiective, am zis. Noi trebuie să cucerim noi avem tot tipul un vârf de cucerit, nu persoane, nu, nu, să nu vă gândiți la... Noi avem ceva de cucerit. Avem de terminat casa, avem de cumpărat biserica, avem de făcut evanghelia, avem de deschis biserica, avem de făcut aia, avem de terminat casa în România. Avem... Noi trăim pentru obiective. Atenție, doam... doamnelor, dacă vreți să vă omorâți bărbații, luați le obiectivele. Și aveți lângă voi ce vreți, ceva așa gelatinos, fără formă. Uh, un bărbat există ca să ajungă unde își propune. Prin definiție ăsta e bărbatul. Numai mai nou, așa cu anii, tot mai des, eu am mai auzit expresia asta de sute și sute de ori de la mine. N-am înțeles nimic ce a zis atunci. Dar mai nou, cu cât își văd cât de puțin îi pun la pensie, încep să înțeleg mai bine ce spune așa nume, ce mă anci. Hai să ne bucurăm de astăzi. Hai să ne bucurăm de astăzi. Eu nu mă pot bucura de astăzi. Eu mă bucur când ajung acolo unde mi-am propus. Până nu ajung acolo, până nu realizez ce mi-am propus, pentru mine nu există bucurie, pentru mine nu există viață, nu-i nu nimic. Dacă ajung acolo, ne oprim și ne bucurăm. Dar până nu ating obiectivul, eu nu mă pot bucura. Nu, să-mi termin proiectul, atunci ne oprim și ne bucurăm și îmi dau seama că alerg din vârf, după vârf, după vârf, după obiectiv, după obiectiv și trece de fapt viața și eu nu mă bucur de ea. Adică nu de viață, ci de oamenii din ea, ci eu tot timpul stau sub tensiunea și sub presiunea pe care eu o pun asupra mea să mă ating obiectivele. De-aia bărbatul nu suportă nicio mașină în fața lui. Că el are de ajuns undeva. El într-o permanentă competiție. Nu vă mai enervați că vrea să depășească. Bun, amenziile sunt altceva. Dar nu. Prin definiție, trebuie să depășească pe toată lumea că el trebuie să ajungă unde și-o propus. Nu spunem spune unui, unui, bărbat care a depășit 100 de camioane să se bucure de asta, turistul din femeie. Ce oprește. Cum să oprești? Oprește. Nu opresc. Oprește. De ce? Uite ce peisaj fain. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează să ajung. Și lăsăm să treacă lucrurile frumoase din viață, dragi bărbați. Astăzi. Dar noi încă n-am ajuns la realizarea pe care ne-am propus-o. Și nu ne bucurăm nici de cei de lângă noi și nici cei de lângă noi să nu se bucură de noi. Mă duc aminte, mergeam pe Transfăgărășan. Dimineața când am plecat pe Transfăgărășan, în mintea mea a fost următorul lucru. La ora 11 sunt la lacul Bâlia. Eu atât am avut în cap. Ca să dau un exemplu. Am depășit tot ce a fost în față. Când n-am mai avut ce depăși, m-am uitat pe GPS și au zis 11 și 3 minute. Și am zis, nu, 10, 5, 8. Intrăm în competiție cu noi înșine. Și după ce am depășit tot, serpentine acolo, pătăr, cred că ați fost pătării am- mă gândesc că ați fost. La un moment dat aceeași voce, oprește aici. După ce ai depășit tot, să oprești. Dar știți cum? La un moment dat cedezi, că doar știi că tot va trebui să oprești. Că doar am și eu 30 de ani de căsătorie. Că să ne semne. Și opresc. Și eu nu știu încă exact de ce să opresc. Și stângaci așa, Trebuie să găsești o parcare acolo, știi, strâng. Și acum zic, dar de ce am oprit? Zice, hai să facem un selfie. De ce? Ascultați-mă, noi ne bucurăm de realizări și ele se bucură de traseu. Noi ne bucurăm numai dacă ajungem și ele se bucură de pasul următor sau de actual ele se bucură astăzi. Și noi ne bucurăm când ne apreciază că am gătat de bătut cuiu. Suntem diferiți. Ne scoatem ochii? Da, ne scoatem. Că nu știm că suntem altfel. De aceea am adus exemplele astea banale. Ca să ne obișnuim că suntem diferiți. Vrem familii puternice. E bine să fim pocăiți și de acolo pleacă totul. E bine să punem dragostea la baza familiei, că de acolo pleacă totul. E bine să înțelegem dragostea așa cum este ea, că acolo pleacă totul. E bine să avem altarul zilnic în casă, că de acolo pleacă totul. Dar e bine să și ne vedem unul pe altul așa cum suntem, că suntem altfel, suntem diferiți. Dar să vă spun ceva. Numai așa suntem frumoși. Numai așa. N-aș câștiga nimic să o fac pe Mihaela la mine. Cât de plictisitor ar fi să te duci acasă să dai tot de tine? Groznic. De aceea așa e fain să fie altfel. Uh, nu știu, la ce oră te terminăm? Nu, la ce oră începe tineretul? La șapte mâini dimineață sau? <laughs> ok. Nu, 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 o să, nu o să vă întind răbdarea, e ok. Uh, nici eu nu sunt în cea mai bună formă, nu cer ceri scuze acum, dar îți de antibiotice de ieri dimineață. Nici n-am crezut că o să mai pot să vin, de fapt. Uh, așa, bolă m-a luat. Fratele Matei m-a îmbolnăvit. <laughs> Cu dumnealui am fost în Londra săptămâna asta. Ceva mi-ai pus în ceai, cred că. Da. Bun. O familie puternică, deci, familia puternică pune la temelie dragostea, are altarul zilnic aprins, înțelege că sunt diferiți și acceptă lucrul ăsta, nu se judecă pentru lucrul ăsta și o familie puternică știe să-și gestioneze corect conflictele. M-ați auzit bine ce am zis, nu? N-am zis că o familie puternică nu are conflicte. Ci o familie puternică știe să le gestioneze corect. Pentru că conflictele sunt inevitabile. Numai că noi, românii, n-am avut educația conflictelor. Noi am fost învățați că fiecare conflict înseamnă scandal și circ. Conflictul e o mare binecuvântare într-o familie matură. Nu există creștere fără conflict. Conflict înseamnă, la un moment dat, Schimbare. Asta înseamnă conflict. Schimbare. Creșterea trupească e o schimbare. E un conflict în interiorul nostru. Și doar așa creștem. În familie, acum, dragii mei, aș vrea să aduc mesajul ăsta care să aducă multă alinare pentru toți. Și să învățăm să transformăm conflictul într-o binecuvântare și să nu fie un blestem pentru noi. Pentru că același conflict, dacă știm ce să facem cu el, poate să aducă un mare plus în casă și același conflict, dacă nu știm cum să-l tratăm și avem niște chichițe la care o să mă refer imediat, poate să ne nenorocească. Care e asta? Cum? Unde să treaba? Pe dragii mei, uitați-vă aici. Conflict înseamnă, de fapt, dezbaterea pe diferență de opinie. Dezbatere pe diferență de opinie. Atunci când discutăm diferențe de opinie, și avem diferențe de opinie, mai înainte am spus că suntem diferiți, nu? Atâta timp când discutăm diferențe de opinie, nu înseamnă că ăsta e un conflict destructiv. Da? Iar conflictul ăsta nu înseamnă că se transformă în scandal. Dar este un moment critic. Vă rog să fiți acum, să vă concentrați câteva secunde, chiar foarte important. Cât timp discutăm, da? și zilnic discutăm de pe poziții diferite, zilnic, din orice. Cât timp discutăm argumente, repet, cât timp discutăm argumente și avem maturitatea, înțelepciunea și pocăința să stăm în argumente, conflictul ăsta zidește casa întărește casa pentru că amândoi vor să ia decizia cea mai bună. Și decizia cea mai bună se bazează pe argumentele cele mai bune. Noi nu suntem orgolioși că de fiecare dată trebuie să facă cum spun eu. Nu. Ci eu vreau binele familiei și când discutăm pe argumente, vom decide funcție de argumentul mai bun. Dar e conflict ăsta. Pentru că conflict înseamnă discuție de pe poziție diferită. Când apare când se alterează conflictul? Conflictul se alterează când mie mi se termină argumentele și nu suport asta. Când mi se termină argumentele, știți ce voi face? Dacă s-nepocăit, mândru, orgolios și rău. Când mi se termină argumentele, atac persoana. Am știut eu că tu întotdeauna faci asta. Totdeauna tu mai ai un argument în plus. Că mi s-a terminat mie. Și încep să dau în el. Și scopul meu când încep să atac persoana, știți care e? Să o rănesc cât mai tare. Cu cât o rănesc mai tare, cu atât sunt mai satisfăcut. Pentru că nu mai am argumentele. În acel moment, discuția pe diferențe de opinie, pe argumente, nu mai aduce un plus. Mă aruncă în scandal, în circ și în dezumanizare. Și atunci încep invectivele, atunci avem o imaginație atât de bogată, un limbaj atât de colorat și atitudini atât de exotice. Aici este taina conflictului, dragii mei. Asta e familia pocăită, matură și fără orgoliu. Când Domnul a zis, luați crucea și urmați-mă, știți ce a zis? Omorâți-vă orgoliu, asta a zis. Ceartă-te cu cineva care nu are orgoliu. Ceartă-te cu cineva care nu e orgolios. Poți? Păi te ce singur în oglindă? Despre asta e vorba. O familie puternică este o familie care știe cum să se comporte în conflict. Și nu uitați că adevărata cauza conflictelor destructive întotdeauna, întotdeauna este de ordin spiritual. Adevărata cauză. Și mai sunt factori favorizanți. Dar cauza e pocăința. Un om pocăit nu va transforma conflictul în scandal niciodată. Niciodată, ascultați-mă, niciodată. Când punem deoparte pocăința 5 minute, aia e pus oricum de mult. Credeți voi că e 5 minute. Uh, omul ăla, da, face circ. Căderea nu se întâmplă dintr-o dată, de aceea în familie noi trebuie să fim atenți. Salmul 1 cu versetul 1 este cheia procesului căderii. Auzim așa câteodată, mă, ai auzit de fratele ăla? Așa dintr-o dată, zice eu, că nu-i dintr-o n-am văzut noi, n-am știut noi. Căderea e un proces, dragii mei. Începe cu neatenție, continuă cu joaca, continuă cu a doilea gând, continuă cu a doua privire și lucrurile vin încet. Iată procesul. Zice, nu se duce, Doi, nu se oprește. Și trei, nu se... Opa, mai scos. O aveam eu acolo suficientă. Punem înapoi. Și nu se așează. Uite, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Este un proces. Hai să vă spun ceva. Asta se simte în casă. Soțul știe când soția îi în procesul decăderii și soția simte când soțul este în decădere asta. Și atunci, dragii mei, ne mirăm? Iată câțiva dintre factorii care favorizează transformarea conflictului în circ, în scandal. Primul, neîmplinirea așteptărilor. Nu stau mult la asta. Al doilea, orgoliu. Orgoliu să te ferească. Sunteți aici necăsătoriți? În afară de copiii ăștia. Tineri necăsătoriți? Nu le-ați da voi să vină? Ha? Mai sunt? Hai, cine, cine le căsătorit? Uite, așa, media, pe acolo. Nu ascultați-mă. Deschideți-vă ochii și nu vă însurați și nu vă măritați cu orgolioși că nu vă văd bine. Dar nu fiți nici voi. Nu fiți nici voi. Orgoliu e nepocăință în stare pură. 3 încăpățânare. Asta e sora mamica orgoliului. Știi cum este o vorbă în Canada, nu? Zice, my way or, my way or highway. Adică cum zic eu sau dacă nu? Uh, perfecționismul. Hai să te ferească, Domnul, de un perfecționist. Îmi pare rău să, să zic așa de unii... Nu avem niște prieteni, nu aici. Avem niște prieteni care sunt perfecționiști și știm ce se întâmplă grosnic în casa aia. Niciodată nu-i destul, niciodată nu-i bine, niciodată nu-i destul de curat, niciodată nu-i suficient de... Niciodată nu vorbești cum trebuie, niciodată nu te îmbraci cum trebuie, copilul niciodată nu-i destul de bun. Și se creează frustrare peste frustrare peste frustrare, o așteptare mare, realizări puține. Frustrarea are o singură definiție. E diferența dintre așteptare și realitate. Nu no, toată bucata asta e frustrare. Perfecționistul tot împinge în sus. Adică tot alimentează frustrare. Dragii mei, perfecționiștilor, dacă sunt auziți, că sunt numai pe online, nu sunt aici, perfecționiștilor, pocăiți-vă, perfecționistul e la care te toacă mărunt pentru orice, corectează și când faci perfect îi mămica aia care vine copilul, mă, și așa e stresat, mă, șa, își pune să îndăluțele, mă, de la milime cu bolobocul și le pune, mă. Și mă, să vine și zice, nu poți să-ți aranjezi papucii ăia. Și mai împinge un pic așa să vine. Da. Perfecționistul e ăla care, ăla care concurează cu frații din biserică în copiii lor. A mai bun. Și începe în biserică bătaia în copii. Care-i trompetism mai bun? Care-i fotbalism mai bun? Matematician mai bun? Perfecționistul tot timpul zice, tu nu poți, mă, George, e mai bun ca tine, mă, mă faci de râs. Pune o presiune insuportabilă. Știți ce se întâmplă? Și acum vreau să fiți foarte atenți. Ascultați-mă un pic. Din două motive pleacă copiii înainte de vreme. Când dau părinți perfecționiști și pun atâta presiune că nu mai suportă și când au părinți conflictuali și abia așteaptă să evadeze din casa aia de duși. Din două motive se căsătoresc copiii înainte de vreme. Din perfecționism și din circ, din scandal. Deci abia aștept să plec Primul care vine. Primul. Iar un alt element este istoricitatea. Ăsta este un element pe care noi, românii, nu l-am băgat în seamă până de curând. Iată despre ce este vorba aici la istoricitate. Ne certăm pentru că nu reușim să facem istoria noastră comună. În Continuăm să trăim, să trăim pe două trasee diferite. În aceeași casă, pe două trasee diferite. Cum? Noi credem că dacă ne-am căsătorit, automat am venit pe un traseu comun. Greșit. E prima greșeală pe care o fac proaspăt căsătoriți. Cununia nu te pune pe același traseu. De ce? Voi doi, unde, unde este ceilalți? Cel puțin voi ați recunoscut că aveți puțin, ceilalți nu recunoscut. Voi doi veniți de pe două trasee diferite iar traseele voastre fiecare pe traseul lui traseul fiecăruia este normalitatea lui venită din istoricitatea lui. Da, ca să fiu mai simplu. Cum a fost acasă, așa e normal. Și ea vine, cum spune? Debora și tu? Nicu. Debora vine cu bagajul ei care e normalitatea ei din casa ei. Nicu vine cu bagajul lui, din normalitatea lui, din casa lui. Și s-a pus în casă și s-o zis, bă, amu, suntem soție. o soție, dintr-o dată toate la fel. Nici vorbă. Nici vorbă. Bine, că voi încă nu v-ați o să vedeți cât e diferit. Și dintr-o dată îți dai seama de următorul lucru. Păi, la noi în casă, cum se gestionau banii? Și fiecare vine și -o zice, păi e normal în casa noastră să gestioneze cum? Cum a fost la noi. Nicu zice, nu, 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 cum a fost la noi. Deoarece, zice, dar cred că e mai bine cum a fost la noi. De ce? Păi așa e normalitatea fiecăruia. Și voi trebuie să faceți o istorie comună din două istorii absolut diferite. Aici e taina familiei. Aici e miracolul familiei. Și am dat exemplu banii, viața spirituală. Deborah vine dintr-o familie, dau exemplu neapărat, dintr-o familie în care nu ardea uh, uh, altarul, era incendiu! Da? Și Nicu poate vine dintr-o familie în care rugăciunea era la mielul de Paște. Dau exemplu, da? Ce face noua familie? Ea vine și zice, nu, dar nu avem stăruință în seara asta! Și el zice, dar nu, că stăruința în ianuarie. Da? Cum facem norm Cum punem împreună normalitatea? Deborah vine dintr-o familie în care tata o pupa pe mamă, nu avea nicio treabă, și-a arătat dragul, și-a cuprindea, se și bucura cu ea. Nicu vine într-o familie în care tata da, o zice, mă, cum? E mai bărbat, mă, n-am voie să arăt nimic. Și atunci Debora, după două luni, se zice, dar are, are ce am greșit că Nicu nu mă mai pupă? Păi cum? Așa e normal pentru el. Asta e normalitatea de acasă de la el. Ia normalitatea altfel. Și el zice, dar de ce mă pedepsește? Și nicu nu te pedepsește. Ba, da, mă pedepsești. Și vedeți cum dau exemple banale dar să înțelegeți mult mai mult cum istoricitatea aceasta cre poate să creeze o mare presiune pe familie, mai ales în primii ani de căsătorie. Și toate astea, dragii mei, creează diferențe de opinii. Diferențele de opinii trebuie negociate. Când negociem diferențe de opinii, este conflict. Și pentru a conflictul să nu devină scandal, noi trebuie să știm să-l gestionăm corect și să discutăm pe argumente. Și atunci se pune împreună și zice, tu Deborah, tu, scumpii, nu Deborah, nu tu Deborah, scumpii, păi la voi în casă era rugăciune zilnică, la noi era rugăciune anuală, Păi cum e mai bine? Care e argumentul mai puternic ca să stăm unul lângă altul și să învețe și copiii. Păi cum a fost în casa la tine? Păi normalitatea mea nu i la nivelul, dar e mai bună normalitatea ta. Asta va fi normalitatea. Și creștem? Și creștem? Dacă ne încăpățânăm? Nu! Ca la noi! Și ne-am dus. Înțelegeți? Deci, ce vă rog, dragii mei? păstrați-vă cât de mult puteți calmul, maturitatea și pocăința și rămâneți la argumente. Nu-l atacați pe celălalt. Îi omul pe care Dumnezeu vi l-a dat să fie lângă voi. Ei omul, îi unic, n-a mai fost și nu va mai fi niciunul ca el. Ascultați-mă bine, e un unicat pe care Dumnezeu vi l-a dat în viața voastră să creșteți împreună pentru slava lui Dumnezeu. Erted! Și uh, cred că mai avem timp repede pentru încă uh, un element care face familia puternică. Dacă mai aveți sau vreți să încheiem, putem să încheiem aici, nu am nicio problemă. Haideți să mai mergem încă la un element care face familia puternică și apoi vom elibera ca să vină și tinerii. să pot scrie eventual, pentru că mă gândesc că mulți sunt jenați să pună întrebarea directă, dar dacă are cineva un bilet să-l dea în față, să povestim un pic pe o chestiune care e importantă și de -aia suntem, v-am spus, e o seară de atelier asta, nu e seară de biserică în clasicul înțeles al nostru. Biserica e mâine. Da. Știe să rămână unită supresiunea geloziei. Gelozia mai nouă la ultimul studiu pe care l-am citit, este factorul cel mai frecvent pentru cele mai urâte conflicte în familie. Este factorul care pune o presiune exagerat de mare. Gelozia este ca îngrijorarea. Este ca îngrijorarea. Îngrijorarea este suferința pentru niște lucruri care cel mai probabil nu se vor întâmpla niciodată. Iar dacă se vor întâmpla, suferi de două ori. Și înainte și când se întâmplă. Da? Dar gelozia este groasnică. De aceea cuvântul Domnului spune că gelozia este ca moartea. Ca un mormânt care înghite. Acum, dragii mei, ascultați-mă bine, să clarificăm termenii. Există o gelozie normală. Nu există dragoste normală fără o gelozie normală. Scriptura ne spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu gelos. Ce înseamnă asta? Nu vrea să ne împartă cu nimeni. Asta e o gelozie normală. Nu vrea să ne împartă cu nimeni. Vrea să aibă asigurarea aceasta. Noi suntem al lui, el este al nostru. Ei, tipul acesta de gelozie este normală. Adică gelozia care nu mă face să sufăr. Dar când începe să când începe să ne îmbolnăvim de gelozie, facem scenarii, începem să ne imaginăm, să ne gândim și se elimină toată viața și altceva nu este decât gelozie, o luăm pe lângă. Când au și fost niște semnale care conduc spre lipsă de încredere, se mai agravează lucrurile. Dar s-ar putea să le percepem noi ca semnale și ele n-au existat. Dar pot să explic la cineva asta? Când nu, când nu e un argument puternic, știți ce zice, mai ales o doamnă, ce? Intuiția mea. Intuiția mea. Deci, dragii mei, ascultați-mă bine. Două lucruri vă spun mai legate de celosie, nu mai multe. 1. Noi avem șansa unică ca și credincioși. Să avem loialitate în primul rând față de Hristos și apoi față de partenerul de viață. Eu nu mă înșel partenerul de viață pentru că nu îl înșel în primul rând pe Hristos cu care am legământ. Amin? E argument puternic ăsta, nu? Să avem garanția că suntem al lui Hristos. Și pentru că suntem al lui Hristos, suntem eliberați de gelozie, de asta bolnavă, pentru că eu voi sta lipit de Hristos și atunci sunt loial și soțului și soției. Și este al doilea argument funcțional. Al doilea argument funcțional, știți care e? Este al doilea argument pentru familia puternică, altarul. Nu, no, acum uitați-vă bine la mine. Când seară de seară stai cu soțul tău în rugăciune, când seară de seară te ții de mână și simți inima pentru Hristos a celuilalt în rugăciune, în cuvânt, în post, în slujire. Băi, oameni buni, păi viața spirituală asta împreună te ține departe de păcat și mai mult îți dă siguranță în celălalt. Tu simți când e fals celălalt. Tu simți că nu mai are nicio treabă cu Hristos? Înțelegeți încă o dată de ce e important altarul? Păi cu cine te rogi împreună ai încredere în el? Că-l vezi că e un om al lui Hristos. Și nu mai sunt atunci bolnav, îmbolnăvit de o gelozie, când omul ăla e lui Hristos și îmi demonstrează zi de zi în viața lui și în seara cu toată familia în altarul ăla. Că joci teatru, că joci teatru. Tot dai cu ele de pământ, odată se văd. Dar dacă ești cu adevărat al lui Hristos, se vede acolo, la altar. Aia e soluția. Asta e soluția, dragi mei. Pe lângă faptul că este o relație de legământ. Asemenea lucruri, cum spune Apostolul nici să nu se audă între voi. Nici să nu se audă între voi. Deci, oamenii credincioși n-au niciun motiv să fie geloși în sensul ăsta bolnav, să încep să trăiești în luni paralele. Familia puternică știe să rămână unită în intimitate. S-ar putea să credeți că e un subiect delicat și că intră în nu știu ce discuții. Ascultați-mă știu exact cât să mă duc, știu exact unde e bunul simț, știu exact ce înseamnă demnitate și cât trebuie și pot să spui într-o biserică. N-aveți nicio teamă. N-aveți nicio teamă. Dar ca păstor n-am cum să fac câteva afirmații pentru că știu câtă suferință aduce. Știu câți oameni suferă. Și femei, multe, dar și bărbați. Am întâlnit și femei nenorocite prin viața intimă, dar am întâlnit și bărbați, niște plante umblătoare zdrobite în orgoliul lor, pe această temă. Și atunci, ceea ce vă rog, îi dincolo de cuvintele mele, care trebuie să stea în bun simț, vă rog să auziți ideea pentru că nu de asta spart la gură să vin cum vor să facă alții pe specialiști în toate, că știm bine despre ce e vorba. Doar să ne evaluăm puțin. Marea problemă aici, în intimitate, este întotdeauna și niciodată. Când se discută și când apar probleme la nivelul acesta intimității, care este un lucru sfânt, sacru, cel mai sfânt dintre bărbați și femeie. Cel mai profund dintre bărbați și femeie. Când, când Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel să descrie relația dintre Hristos și biserică, nu găsești nicio altă comparație decât relația între bărbat și o femeie. Așa și iubește Hristos biserica. Da? Dar când încep, dacă începem să avem probleme la nivelul ăsta, vom auzi tot timpul tu întotdeauna, sau tu niciodată. Pentru că la nivelul acesta, sau problema la nivelul intim, aruncă lucrurile în extreme. În extremă. Întotdeauna, niciodată. Înto și astea sunt cuvinte foarte periculoase. Foarte periculoase. Întotdeauna și niciodată. Femeile, și asta nu știu bărbații, mai ales la începutul vieții. Și din păcate eu am făcut parte într-o generație cu care nu se făcea consiliere pe maritală și nu mi-a zis nimeni și a trebuit să le învăț uneori târziu lucrurile astea și îmi dau seama cât timp am pierdut din viață pentru că nu mi le-a spus nimeni dinainte. Eu am crezut că femeile funcționează ca mine. Eu am crezut că mine funcționează ca mine. Cum o să așa și ea? Fraților, nimic în comun. Totul e altfel. La nivelul acesta, femeia gândește calitativ. Calitativ. Din nou, este relația, ce zidește între noi, ce aduce între noi. Este dăruire, din nou, ca la comunicare. Este identic scopul. Pe când bărbații gândesc cantitativ, femeia gândește calitativ, bărbatul gândește intim cantitativ. Și deja avem probleme. Pentru că ăsta și-a fost un subiect tabu pe care n-ai avut să discu voi să-l discuți nici măcar între soț și soție. Și atunci s-a zidit, s-au ridicat niște ziduri între femeie și bărbat, niște frustrări adânci care s-au tot amânat și care i-a separat pe cei doi. Unul a devenit poate agresiv, altul s-a resemnat și a cedat și când au de, de asta, familia îi Marile Marele greșeli aici sunt următoarele. Din punctul de vedere a femeilor, femeile care greșesc cel mai frecvent sunt cele care își manipulează soții în dormitor. Pe când cele mai frecvente greșeli la bărbați este că se gândesc numai la ei. Sunt egoiști și folosesc. Nu văd valoare, ba și cine știe ce experiențe, cine știi de pe unde, și informații anapoda, și păcătoase. Atenție la ce spun, și nu-și respectă soțiile. Repet, păcătoase și nu-și respectă soțiile. Soțiile, își urmăresc scopuri. Și una și alta sunt greșite. Relația intimă poate să fie una dintre cele mai mari binecuvântări, și trebuie să fie una dintre cele mai mari binecuvântări în familia creștină. Pentru că niciun alt tip de relație nu este atât de profundă, autentică, și care poate să-i lege, să-i unească pe cei doi. Într-o dimensiune care nu poate să aibă altfel loc decât așa. Uh. Și uitați, dragi mei soți, noi uităm că femeile reacționează intim la nivel emoțional. Noi credem că totul are de-a face cu carnea. Atâta știm noi, până aflăm noi mai încolo. Pe când femeia reacționează emoțional la stimul, pe când bărbatul reacționează vizual. Acum, atenție, Doamnelor! Și ce arăt? Și doar atâta spun, pentru că nu-i cazul să mă duc mai mult. Dar nu uitați că bărbații reacționează vizual. De aceea trebuie să fim atente la anumite aspecte. Și ați înțeles mult, da? Dragii mei, intimitatea reprezintă cea mai profundă expresie a unirii noastre în toate domeniile. Știți că unirea intimă are și conotații spirituale? De aceea păcatul ăsta este spus singur într-o listă aparte, în 1 Corinteni, capitolul 6. Pentru că este, zice, singurul păcat care are loc în trup. Deci, este o unire spirituală, emoțională și fizică. Vulnerabilitatea soțului... Vă aduceți aminte că la nevoile fundamentale am spus că una dintre nevoile fundamentale ale soțului, a treia, este intimitatea? Mă aduceți aminte, da? Tot aici este și vulnerabilitatea lui. Dra soții, ascultați-mă acum foarte bine. Nu vă chinuiți, soții, pentru că în 1 Corinteni, în capitolul 7, primele șapte versete, Apostolul Pavel vorbește despre o vulnerabilitate care poate nenoroci casa. Și tocmai la asta se referă. Tot ce vă spun eu este biblic. Nu s-ar deloc dincolo de Scripturi. Și acolo aduce trei argumente puternice pentru care familia trebuie să funcționeze corect, cu respect și în sfințenie legat de acest subiect. Și acolo este vorba de acea pornire, nu să nu este vorba de, zice, să nu aibă nimic satan de câștigat. Ce ar putea satan să aibă de câștigat? Acum, dragilor mele, nu este un instinct mai puternic și mai greu de controlat pentru cineva care are nevoie fundamentală în asta decât unul care este manipulat din punctul ăsta de vedere. Sunt foarte transparent și deschis cu dumneavoastră. Respectați-vă din, și din punctul ăsta de vedere soții. Iar soții să aibă o optică echilibrată, cu bun simț, cu respect maxim respect aici. Și cu o curăție de inimă și de minte, o minte sfințită. Pentru că femeia nu e o bucată de carne fără suflet. Pe când vulnerabilitatea, deci vulnerabilitatea femeii este autoritate, în corinten 11, iar vulnerabilitatea soțului este intimitate, un corinten 7. Și acum, dragii mei, am spus la început că o familie puternică este una care se completează. Cum ne protejăm reciproc? Eu îmi protejez soția fiind un lider cum Dumnezeu mă vrea, iar soția mă protejează pe mine fiind un ajutor în nevoia asta fundamentală pe care Dumnezeu a pus-o în instinctul acesta care este mai proeminent la bărbat. În felul acesta ne acoperim fiecare în vulnerabilitățile noastre. dragostea completă, despre asta e vorba. Dragii mei, atunci când vorbim despre relații intime, bărbatul crede, stai să mă pun așa, să, să vedeți așa, bărbatul crede că lucrurile sunt de la dreapta la stânga. Agape este dragostea necondiționată, sacrificială, care se dăruiește. Filia este dragostea care are încredere, care îl transformă pe celălalt în cel mai bun prieten, în cel mai apropiat om. Eros este dragostea care mă atrage la celălalt, care mă duce la unire, inclusiv fizică. Bărbatul, când se gândește la căsătorie, lucrurile încep din dormitor înspre bucătărie. Așa suntem creați. Femeia, când se gândește la căsătorie, se gândește. De la stânga la dreapta. Vrea să se dea și celălalt să i se dea, având încredere, filia. Și apoi vine și a treia. Dar noi avem prima aia din dreapta ca să avem încredere și apoi ne și dăruim. O să mă pun foarte rău cu bărbații în seara asta. Nu o să mă suportați de acum, probabil că e ultima vizită pe care o fac în Paris. Dar, dragilor, luați de la stânga la dreapta. Pentru că Agape rămâne și dacă unul dintre cei doi rămâne handicapat. Apropo, este cineva din Mairu Feldru pe aici? Pistrițan? Nimic? O, Doamne, ce caută aici? O, de unde sunteți? Sunt George. Știți de cazul din Feldru, nu? Cum îl chema pe fratele? Numai cu 70 șa de ani. Dup Petru și Maria. Nu știu câte luni au locuit împreună. După șase luni fratele a paralizat. Timp de, dacă bine rețin, 40 sau 42 de ani, 42 de ani sora asta l-a întors în pat după șase luni de la căsătorie și a rămas credincios soțului și a avut grijă de el până la ultima suflare, a dispărut dragostea între ăștia? A dispărut una, ca așa a ales Dumnezeu. Dar agapei nu ne poate lua nimeni. Ce înseamnă împlinire, și din punctul acesta de vedere intimă, înseamnă doi oameni care se dăruiesc unii altora, care au încredere unii în alții și care se și unesc intim. Nu greșiți la capitolul ăsta că e multă suferință. E multă suferință. Nu vă transformați bărbații niște resemnați fără vlagă în ei. Lăsați-i să fie bărbați. Iar voi, bărbaților lăsați să fie prințese și nu le dezumanizați pe nevestele voastre. Respectați-le ca și creația lui Dumnezeu. Sfinte. Așa să ne ajute Domnul. Chiar mă opresc acum, făcând o scurtă recapitulare. Dumnezeu vrea să fie familiile noastre funcționale. Ca să fie funcționale, nu parțial. Primul lucru, avem nevoie să punem la temelie dragostea, indiferent în ce ciclu al vieții ne aflăm. Doi, trebuie în casele noastre să ardă zilnic altarul înaintea lui Dumnezeu. Cuvânt, rugăciune, post și alte discipline spirituale. Trei, este nevoie să învățăm că nu suntem la fel. Suntem diferiți, avem nevoi diferite, funcționăm diferit. Nu-i mai rău celălalt și nu trebuie să-l cioplim să fie ca noi, ci să înțelegem că noi avem de împlinit la el, ceea ce este altfel decât la mine. 4. Trebuie să învățăm, să facem din conflict o binecuvântare, să ne disciplinăm, să ne maturizăm, să știm să discutăm pe argumente, ca să aducem un plus familiei și nu să o lăsăm orgoliu nostru să transforme conflictul în scandal. 5. Avem încredere unul în altul pentru că avem încredere în Hristos și în relația cu Hristos. Arde altarul și eu simt, știu, văd, călătoresc spiritual împreună cu cel care nu îl înșeală pe Hristos în primul rând și va fi loial și casei lui și partenerul de viață. 6. Mă bucur de toate nivelele ale dragostei Inclusiv de cel intim, pentru că dragostea trebuie să fie completă într-o familie Agapei, Filia și Eros. Pentru că de toate este nevoie. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica dumneavoastră cu cele mai frumoase familii. Aveți tot ce vă trebuie. Mă uit la voi, îl aveți pe Hristos și aveți garantată mântuirea. Mare lucru, da? da? Doi. V-ați căsătorit cu cine ați vrut. Ați ales pe cine ați vrut. Că mă gândesc că nu vă băga pe nimeni pe gât. Și ați luat ce ați considera mai bun. Fiți mulțumit. Nu vă comparați partenerul cu nimeni. Nu este altul și alta mai bună decât a voastră trei, slăbuci nu vă văd. Slavă Domnului că dacă mergeți acasă, alegeți ce să scoateți din frigider. Deci, tare rău nu vii. Și mă gândesc că cei mai mulți ați venit cu mașina la biserică, sau poate n-ați venit pentru că nu este parcare. De ce am spus lucrurile astea? Dacă nu-i bine acasă, dacă cumva nu-i bine acasă, spuneți care e motivul ăla? Ce, ce lipsește? Îl avem pe Hristos, avem un unicat lângă noi, avem mai mult decât ne trebuie. Păi cât de nou că ar trebui să fiu, să-mi stric și mie viața și celuilalt. Când am toate condițiile, aveți toate condițiile să aveți cea mai frumoasă familie din lume.